Dar strâmtorările vin din aproape în aproape. Șeribet faralubria zabruf. Că vrășmașul e plin de furie împotriva poporului de legământ. O! Și-a hotărât să intre la zdrobire, la călcare în picioare. Dar am pus un gard al îndurării pentru o vreme scurtă. În care să lucrez la întărire, la îmbrăcarea cu putere, la ridicarea celor căzuți, la eliberarea celor robiți, la înfier! Revărsând din ceri puterea Duhului Sfânt. Așa cum mulți dintre voi n-ați avut recobe la Aenias, prilejul să vedeți această putere. Am să-mi însoțesc în scurtă vreme lucrarea. Am să-mi interes slujitorii. Am să ridic noi slujitori. Plini de puteri! Ca să-mi zidesc moștenirea în vederea bătăliei. Și să-mi interes grădina în vederea furtunii. Da! Și să-mi adăpt turma din izvoarele vieții în vederea recoririi. Că atunci când se va ridica balaurul cu furie, poporul meu să aibă putere. Aleluia. Să rămână în picioare! Căci un val neprasnic îi pregăti din nou să izbească în corabie. Dar am să stau la cârma corabiei. Ea nu se va scufunda. Și corabia va naviga. Pentru că cel ciubiluit stă la cârmă! Cherubet faralabrios, bărbați de slujbă, intrați la mijlocire, strigă Duhul Sfânt, în puterea nopții și în zorii dimineții. Pentru voi și casele voastre, pentru voi și turmele în care v-am pus să îngrijesc de ele. Că vreau să vă fac trecere la porțile cerului, strigă Duhul Sfânt. Să vedeți cu ochii voștri izbăviri, eliberări. Da! Trezi! La cei ce-o adormit, păcatul și duhurile necurate i-o trânti la pământ. Și veți cunoaște că aveți preț în ochii celui ce v-a răscumpărat. Aleluia. O ales și v-a pus deoparte pentru ziua bătrâniei, pentru vremuri de încercare, pentru vedere! Rabis, Arainis. Da! Dați mână de pace unul cu altul. Prețuiți-vă! Aleluia. Cereți aina iubirii și a slujirii în smerenie și în felul acesta lumina va rămâne peste voi, peste corturile voastre. Și succesul în lucrare se va vedea că nu vine din iscusință, nici din ambiție, ci vine din partea Ungerii Duhului Sfânt. Amin.